Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit într-o seară de luni, într-o seară de luni care marchează începutul ultimelor zile din luna iunie, o săptămână care face, așa cum am zis, trecerea din prima lună de vară în a doua lună de vară, un timp care trece parcă din ce în ce mai repede, o săptămână care ne aduce niște provocări fără o mare importanță și o săptămână care poate să aibă un impact destul de puternic asupra noastră pentru tot restul anului. Deci, este săptămâna care dă tonul acestei veri fierbinți, ca să zic așa, în ceea ce privește partea aceasta de schimbări destul de rapide care se configurează și se prefigurează la orizont pentru următoarele două luni. Și, așa cum am zis, nu este deloc o săptămână ușoară. Deci, ce vom face în această seară ca să fie cât de bine prezentat tot ceea ce se întâmplă pe cer în aceste 7 zile de analiză și de așa manieră încât să fie cât mai pe înțelesul tuturor? Voi face o prezentare puțin mai detaliată a acestor 7 zile la modul general, după care, așa cum v-am obișnuit, voi trece în revistă poziția lunii pentru toate cele 7 zile și ce anume reprezintă ea ca și influență în viața noastră de zi cu zi, după care vom trece și vom face analiza tuturor celor 12 semne, pe scurt sau cât ne permite timpul, cu aceste aspecte care încep să fie marcante în cursul acestor 7 zile, începând din semnul în care ne aflăm, respectiv în semnul dracului. Evident că primul lucru pe care vreau să-l fac este să vă mulțumesc, să vă mulțumesc din suflet și să vă mulțumesc cu recunoștință pentru faptul că mi-acordați timpul dumneavoastră și pentru faptul că mă primiți în casele și în sufletele dumneavoastră cu informațiile pe care eu le pregătesc cu foarte multă dăruire și cu foarte multă pasiune, pentru că eu cred în cutărie că o viață frumoasă poate fi o viață și mai frumoasă dacă avem și informațiile necesare și dacă avem și înțelepciunea, înțelepciunea căpătată printr-o experiență pe care ne-o permitem în fiecare zi de, a existenței noastre, de așa manieră încât timpul scurs pe care l-am trăit până la acest moment de timp sau până săptămâna viitoare sau peste niște luni de zile să conteze, să facă o diferență, să ne uităm în urmă și să constatăm că suntem mai buni, mai iubitori, mai toleranți, să înțelegem că cei din jurul nostru nu ne vor neapărat rău, ci putem coopera cu mare reușită împreună cu ei și alături de ei. Aceasta este o săptămână de care, așa cum v-am spus, această săptămână este una cu multe provocări. Pentru că există posibilitatea ca multe din informații să nu fie cuprinse în spațiul acestei emisiuni, vă promit în mod solemn că le voi relua și în emisiunea săptămânii imediat următoare, când practic deja vom fi în 2 iulie și vom face cumva și o prezentare generală a acestei luni de vară, care de altfel v-am spus că va continua, tornada și torentul acestor schimbări care, într-un fel sau altul, ne vor duce către o lume mai bună, pentru că, în fond și la urma urmei, asta înseamnă evoluția până la urmă. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la treabă, că avem, așa cum v-am spus, multe informații și primul lucru pe care îl vom face este să prezentăm această săptămână la modul general. Ce ne aduce această săptămână? În primul și în primul rând, ea marchează primele zile, respectiv până pe 27 iunie, staționarea planetei Mercur în Marte înainte de a-și începe mersul retrograd până la sfârșitul lunii august. Întotdeauna această poziție de staționare spre retrogradare a unei planete este destul de dificil de resimțit în viețile noastre și nu numai în vieți, pur și simplu se simte inclusiv la nivel de vreme, inclusiv la nivel de impact asupra planetei Pământ. Ea este această planetă Marte care are o influență o magnitudine destul de mare și de importantă asupra tot ceea ce mișcă în jurul nostru, inclusiv noi înșine. Se reflectă cu o forță foarte mare, deoarece ea n-a mai fost atât de aproape de Pământ de mai bine de 15 ani.
Deci, aceste 3 zile sunt foarte puternic marcate de această staționare care va face ca vremea să fie, să cunoască extreme. Noi să ne acomodăm destul de greu cu această energie marțiană încetinită, pentru că până la urmă ce face această energie marțiană în viețile noastre? Ne conferă energia necesară să ne derulăm planurile de zi cu zi, să ne trăim viața, să acționăm, să demarăm inițiative ca să obținem ceea ce ne dorim, ceea ce ne place, să ne facem astfel viața frumoasă. Deci, fără această planetă Marte, practic n-am putea să trăim, n-am putea să ne mișcăm. Ori în momentul în care acest lucru se întâmplă, deci aceste 3 zile sunt dificile pentru simplu fapt că ne obligă să ne regândim modul în care ne mișcăm. Și evident că acest lucru îl vor resimți cu atât mai mult persoanele care sunt extrem de energice de felul lor și mai mult decât atât acele semnele care sunt guvernate de Marte, respectiv Berbecul, Scorpionul și cei care știu că au ascendentul în Berbec sau în Scorpion, există posibilitatea ca în cursul acestei săptămâni să se resimtă inclusiv la nivel de sănătate, să aibă anumite probleme care să fie efectiv de nefuncționalitate la parametrii obișnuiți. Mai mult decât atât, tot în cursul acestei săptămâni avem și ceea ce se cheamă lună plină, o lună plină care este extrem de puternică și de dificilă. Ea se va produce în data de 28 iunie. Practic, efectul ei se va simți pe durata întregii săptămâni, fiind amplificat de această energie a lui Marte, care urmează să înceapă, să-și înceapă mersul retrograd cu puține ore înainte ca luna plină să se producă. Și mai mult decât atât, spre sfârșitul săptămânii, la câteva ore după producerea acestei luni pline, planeta Mercur, care a stat în semnul racului în ultimile săptămâni, va păși în semnul teatralului și grandiosului Leu, unde va rămâne pentru foarte mult timp de acum înainte, respectiv aproape 2 luni, pentru că nu, chiar mai mult de 2 luni, pentru că stă până în 6 septembrie, el având, această planetă având de la sfârșitul lunii iulie și perioada de retrogradare cu care suntem obișnuiți și care este o normalitate deja pentru mulți oameni. Când auzim de Mercur retrograd, nu ne mai temem atât de tare, ci pur și simplu înțelegem că trebuie să ne revizuim anumite planuri, să facem lucrurile mai încet. Gândiți-vă că exact în aceeași perioadă el va fi însoțit și de retrogradarea planetei Marte și atunci vom avea o capacitate de a ne mișca mai încet, de a gândi lucrurile mai bine și atunci acea perioadă va fi deosebit de benefică și de fructuoasă pentru revizuirea multor planuri și acțiuni care nu au ieșit, eu știu, în ultimele 3, 5, 6 luni de zile, poate chiar de la începutul anului. Haideți să vedem cum debutează săptămâna. Săptămâna debutează cu ziua de astăzi, care este pe sfârșit și care se simte și mâine, cu o cuadratură între Venus și Jupiter, între Micul și Marele Benefic, la 13 grade axa Leu-Scorpion. Este un aspect care în general aduce șansă și noroc, dar în primul și în primul rând aduce exagerări. Exagerări în manifestarea, mai ales pe plan personal, de obicei predispune la cheltuieli exagerate, pentru că vrem să impresionăm, vrem să facem pe plac celor dragi cu orice chip și atunci suntem dispuși inclusiv să facem cadouri sofisticate și pretențioase, fără să ne gândim neapărat la consecințele acestor cheltuieli pe termen mediu, nu vorbesc de termen lung. Deci, atenție foarte mare la impulsivitate și atenție foarte mare la exagerări de toate felurile. Probabil că cei care analizează cursul zilei de astăzi până la acest moment de timp își dau seama că au avut o plăcere deosebită în a mânca poate chiar mai mult decât trebuie și de obicei avem o atracție foarte mare față de dulciuri. Așa cum am zis, zilele de 26-27 până spre seară, deci Martele staționează și începe retrogradarea. Deci ce ne mai aduce această energie marțiană? Ne predispune la multă combativitate. Suntem destul de rapizi în a ne exprima părerea, mai ales când este vorba de contradicție, de a nu fi de acord cu interlocutorul nostru, pentru că, așa cum știți, Martele este la acest moment de timp în semnul rebelului și independentului vărsător și atunci acțiunile noastre și schimbările noastre de dispoziție sunt destul de rapide și
tindem să vorbim mai mult decât trebuie. La acest moment de timp, la momentul 26 iunie, deja avem 5 planete retrograde care nu ne ajută să derulăm, cum să zic eu, în viteză evenimentele și experiențele care însoțesc viața noastră de zi cu zi, și atunci e bine să înțelegem că acestea pot fi marcate de foarte mult nonconformism, de tendința de a nu respecta neapărat foarte bine regulile. Iar uneori, pentru mulți dintre noi, aceste zile sunt marcate de haos, de lipsa unei coeziuni și de lipsa unei anumite direcții de acțiune. Chiar dacă nouă ne este foarte clar ceea ce vrem și către ce ne îndreptăm, nu găsim nici resursele, nici oamenii, nici modul de a vorbi cu cei din jurul nostru ca să obținem lucrurile acestea într-un mod obișnuit, clar, cum ar fi firesc. Și atunci toată această perioadă ne predispune destul de mult la a fi mai toleranți în primul și în primul rând cu noi înșine și abia după aceea cu cei din jur. Toate aceste zile, pentru că vorbim în continuare de staționarea lui Marte, există tendința de a fi destul de concentrați pe propriile noastre nevoi, pe propriile noastre dorințe, astfel încât din exterior vom putea părea destul de insensibil la tot ceea ce vine din exterior, de la ceilalți, cererile, nevoile lor, creând astfel impresia de aroganță, de egoism uneori, ceea ce nu este departe de adevăr, pentru că toată această energie ne cere să facem o destul de multă conștientizare cu propria persoană și fiind destul de absorbiți de propriile obstacole și dificultăți pe care le trăim, este puțin probabil să avem resurse să ne îndreptăm cumva și către ceilalți. Oricum este foarte important să avem răbdare, să nu ne pierdem cumpătul dacă cumva suntem mai neîndemânatici ca de obicei, pentru că acest lucru nu ne va duce cu siguranță la o zi frumoasă împlinită, ba din contră, la o zi cu multe certuri, care de acolo încolo duce energia noastră la niște limite de jos, care să ne epuizeze, nu neapărat să ne și obosească. Este, așa cum am mai spus, pe un Marte retrograd, este bine să nu încercați să diminuați, dacă nu chiar să reduceți achiziția, orice înseamnă mașinării care să presupună motor. Deci, pornind de la mașini, bărci, avioane sau mai știu eu ce alte lucruri, pentru că aceste lucruri vă vor da multe bătăi de cap, sau chiar dacă va trebui să le cumpărați în această perioadă, aveți grijă la nivelul de asigurare pe care îl faceți pentru automobilele, mașinările și, eu știu, inclusiv utilajele care au motor pentru achiziția lor în această perioadă. Nu sunt de luat în calcul în această perioadă nici măcar operațiile care sunt de rutină, însă tot acest Marte retrograd va face ca din operațiile de urgență să apară niște succesuri răsunătoare. Este bine doar să înțelegeți că această planetă a lui Marte, v-am spus, fiind retrogradă, ne invită să facem lucrurile mai încet. Și atunci poate că e mai bine să ne bucurăm mai mult de viață și să fim mai toleranți cu noi și cu acest nivel de energie mult mai scăzut. Repet și spun, are o influență foarte puternică în desfășurarea vieții noastre de zi cu zi, nu întotdeauna în cel mai plăcut mod. Ajungem astfel și la ziua de 28 iulie, când în dimineața zilei de 28 iunie, pardon, mă scuzați, ora 7:52, ora României, se produce efectul de lună plină în 6 grade, la 6 grade Capricorn. Este o lună plină marcată de prezența planetei Saturn acolo și atunci ea predispune la destul de multe opoziție, apariția de blocaje, apariția de respingere, apariția de întârzieri, și pentru că există un aspect separat între Soare și Saturn, acolo putem vorbi inclusiv de dispariția din planul public a unor personaje publice importante, ale unor mari conducători de firme de renume, poate chiar a unei personalități, mai ales de sex masculin. Deci, inclusiv părăsirea acestui planet. Există posibilitatea ca la acest moment de timp să auzim și de niște morți, de niște persoane care au decedat, mai ales de bătrânețe. Pentru că, să nu uităm, Capricornul și Saturnul vorbesc în primul și în primul rând de maturitate târzie.
ziua de 30 iunie marchează o cuadratură între Mercur proaspăt intrat în semnul leului și Uranus la un grad pe axa leu-taur. Această zi este foarte benefică pentru cei care doresc să se elibereze de tot felul de blocaje mentale. Este o zi care cu siguranță ne va aduce tot felul de știri de senzație și extrem de surprinzătoare. Putem utiliza această zi pentru schimbarea direcției gândurilor, pentru modalități diferite de gândire care să ne aducă în viața noastră alte tipuri de situații și experiențe pe care suntem pregătiți să le trăim, pentru că nu putem trăi niște experiențe și niște situații până când nu avem gândurile și structura noastră de gânduri adecvată acelor tipuri de acțiuni. Este o zi extraordinară pentru cei care doresc să convingă și să fie persuazivi în obținerea unor aprobări, a unor demersuri, a unor acte din partea unor oficialități, pentru că aduce inspirație în a face solicitarea noastră să fie cât mai credibilă și plauzibilă, iar cei din interlocutorul nostru să fie un om care să devină cumva dornic să ne ajute. Acestea fiind spuse despre săptămâna pe care o analizăm, trecem să vorbim despre poziția lunii în cadrul acestor 7 zile, urmând să detaliem toate aceste aspecte pentru toate cele 12 semne și cum anume le influențează în mod particular. La acest moment de timp, luna este deja în Săgetător, a intrat azi dimineață la ora 7:29 și rămâne în semnul Săgetătorului până în 27 iunie, spre seară, la ora 18:52. Încă la acest moment de timp, luna este în creștere, deci încă sunt benefice tot ce ține de acțiuni care să consolideze starea de bine a organismului nostru, tot ce ține de, un regim sportiv mai susținut, un regim alimentar diminuat însă, dar concentrat pe, substanțe care să aducă un aport de energie și de vitamine, de tot felul de alte substanțe care să hrănească acest corp al nostru și care de altfel ne susține pe durata acestei vieți. Luna în Săgetător guvernează coapsele și vertebrele suplimentare, respectiv sacrală și cocci, și evident că tot ce îngreunează coapsele și aceste vertebre în aceste zile vor fi puternic resimțite. Nu sunt de efectuat operații chirurgicale în aceste zone, dar însă sunt extrem de benefice tot ce înseamnă acțiuni de prevenire și de mărire a stării de bine pentru organele respective. Fie că facem mișcare, fie că facem niște masaje, pur și simplu aceste lucruri vor fi deosebit de bine resimțite, mai ales de coapsele noastre. În perioada 28 iunie 18:52 până în 30 iunie dimineața 7:36, luna se va afla în semnul Capricornului. În acest interval de timp se va produce și efectul de lună plină. Reiterez și spun că în zilele de lună nouă și lună plină corpul nostru are o capacitate extraordinar de mare de detoxifiere și atunci sunt binevenite zilele de post negru, zilele în care să lăsăm organismul să curețe toate acele surplusuri care sigur ne dau de foarte multe ori probleme atât la nivel digestiv cât pur și simplu a unei stări generale nu foarte bună. Din acel moment de timp, din 30 iunie, luna va păși în perioada ei de descreștere pentru următoarele două săptămâni și atunci tipul de acțiuni pe care noi putem să le facem de la acest moment încolo se schimbă, fiind favorizate eliminarea de toxine, eliminarea de surplusuri de kilograme, spre exemplu, pentru că vom mânca mai puțin, kilogramele se vor duce cu mult mai mare ușurință, dar ce e foarte bine de știut este că în aceste zile cu lună în Capricorn, cei care știu că au probleme cu genunchii, cu pielea, cu oasele, se vor resimți din plin, iar în general, pentru că luna plină este și foarte încărcată din punct de vedere emoțional, trebuie să aveți foarte mare grijă că reacțiile dumneavoastră sunt mult mai exagerate și tendința de a avea depresii în aceste zile este extrem de pronunțată.
din 30 iunie 7:36 până în 2 iulie seara la 20:30, deci la momentul când, la puțin timp după ce noi ne vom reîntâlni, luna se află în semnul independentului și rebelului vărsător, semn care guvernează gamba piciorului, articulația gleznei și parțial circulația sângelui. Deci atenție foarte mare pentru cei care stați mult în picioare în aceste zile, pentru că vă veți resimți destul de mult. Nu sunt de efectuat operații chirurgicale în aceste zone, însă sunt extrem de benefice tot ceea ce înseamnă acțiuni de prevenire și de creșterea stării de bine, de îmbunătățirea sistemului circulator, de îmbunătățirea musculaturii la nivelul gambei piciorului și la articulația gleznei. Acestea fiind spuse, haideți să vedem cum trec aceste 7 zile și ce provocări aduc toate evenimentele despre care am vorbit pentru cele 12 semne și, așa cum v-am spus, începem cu semnul în care ne aflăm la acest moment de timp, respectiv în semnul racului. Pentru raci este un moment de test pe relații, pentru că relațiile personale pot fi testate puternic prin apariția unui eveniment cumva care nu ține nici de voința dumneavoastră, nici de voința partenerului, partenerei. Este un eveniment creat la nivel exterior, tocmai cu scopul de a vedea exact în ce măsură funcționați ca și cuplu. Asta vorbim în... asta presupunem că se întâmplă mai ales la nivelul cuplurilor deja închegate. Deci, luna plină care se produce în 28 iunie pentru raci, pentru toți racii, influențează și testează puternic aceste parteneriate. Evident că pentru raci este un moment de echilibru între nevoile personale și nevoile pe care cumva el ca persoană sau ea ca persoană și le exprimă în cadrul acestui parteneriat. Pentru cei care sunt într-o relație de iubire și trec la acest moment de timp, decid că este momentul să facă un pas hotărător și să se căsătorească, lucrurile sunt destul de simple. Mai greu este însă pentru cei care sunt deja într-o relație de cuplu, într-o relație de parteneriat și acolo aceste presiuni exterioare care pot veni din partea unor, cum să zic eu, probleme legate de bani, de serviciu, de părinți, de copii, deci problemele care pot apărea din planul exterior dorinței și voinței personale sunt multiple, dar ele nu fac nimic altceva decât vor testa soliditatea și capacitatea de a funcționa împreună ca și cuplu. Pe de altă parte, partenerii de cuplu, care de-a lungul poate multor ani până la acest moment de timp au îndurat împreună tot felul de dificultăți și au reușit să le depășească cu brio, implicându-se și susținându-se reciproc, așa cum este normal și firesc într-un cuplu, la acest moment de timp pot primi recompense extraordinare. Și recompensele extraordinare pot veni sub diverse forme, fie sunt recompensați cu un copil deosebit, fie că copiii acestora pot avea niște rezultate care să ateste și să le umple sufletul de bucurie pentru toate eforturile pe care le-au făcut în anii trecuți. Fie pur și simplu pot câștiga, eu știu, lozul cel mare la un joc de noroc sau pot fi recompensați cu tot felul de lucruri minunate care poate că nu sunt neapărat conștienți de faptul că le vin ca și recompense pentru modalitatea în care s-au susținut reciproc pe durata multor ani. De regulă e vorba de 7 ani. Deci, orice s-ar întâmpla pentru raci este o perioadă foarte importantă în care ei trebuie să se gândească foarte serios cum se raportează la persoana de lângă ei sau dacă sunt într-o căutare de partener, să fie conștienți de faptul că această relație presupune implicare, cât anume sunt dornici să se implice în această relație de cuplu, cât anume sunt dornici să susțină și să fie susținuți, să ceară, să asculte și să, cum să spun eu, să vorbească despre lucrurile care îi frământă. Este un moment în care chiar și cei care, eu știu, au un vizor pe cineva care le-a făcut să tresalte inima în ultima perioadă, pot avea niște bucurii foarte mare dacă le vor cere persoanei respective să iasă la o întâlnire și să constate că acea relație poate să funcționeze ca o relație de iubire, dar care merge destul de serios către o relație de cuplu. Evident că racii
racii sunt, sunt anumiți raci care sunt vedetele acestei, care iau din plin acest eveniment în viața lor și aceia sunt a căror date de naștere se află în intervalul 25 iunie 1 iulie sau își cunosc ascendentul și știu că l-au între 3 și 9 grade rac. Pentru că mai ales cei a căror date de naștere se află în intervalul menționat, deci 25 iunie, 1 iulie, vor avea de gestionat acest fenomen de lună plină și acest fenomen de testare de relații un an întreg până la următoarea lor aniversare. Trebuie știu doar un singur lucru, că în toată această poveste este vorba cumva și de destul de multă exagerare în ceea ce presupune acest eveniment despre care vorbeam că poate să apară pe durata acestor 7 zile ca să zdruncine foarte mult temelia unui cuplu care poate nu este neapărat foarte solidă. Deci această lună plină, tendința este de a exagera, de a vedea lucrurile mult mai negru decât sunt în realitate, dar în schimb cine se înhamă la recuperarea, spre exemplu, a unei situații care poate să fie foarte dificilă, au foarte mult succes pe termen lung. Luăm o scurtă pauză și facem analiza celorlalte semne. Am revenit cu analiza celorlalte 11 semne pentru cele 7 zile cuprinse între seara zilei de 25 iunie și seara zilei de 2 iulie, săptămână care, așa cum am zis, aduce destul de multe provocări și destul de mult haos în viețile noastre cu evenimente care sunt în afara controlului nostru, dar mai ales cu o stare de apăsare foarte puternică, care pentru unii poate să însemne luarea unor decizii de a ieși din niște situații tensionate și grele, care pot fi fie pe planul personal, fie pe planul profesional, dar pentru alții se vor traduce în niște depresii destul de grele și tendința de a vedea lucrurile mult mai negru decât sunt în realitate, lucru pe care vă invit să nu-l faceți chiar dacă veți avea tendința. Găsiți o modalitate să ieșiți din această stare care vă asigur că doar în cursul acestei săptămâni vă va face să vedeți lucrurile chiar atât de negru cum le vedeți la acest moment de timp, ele nefiind așa în realitate. Trecem mai departe și vorbim despre leu. Leul va avea acest fenomen de lună plină în casa 6. Deci pentru ei toate lucrurile care țin de sănătate sau de mediu de lucru vor cunoaște cumva o finalitate, o împlinire. În primul și în primul rând, pentru lei este foarte posibil să apară sfârșitul unei probleme de sănătate. Sau, adică să constate că și-au recăpătat sănătatea pentru că au făcut destul de multe demersuri, pentru că au luat tratament, pentru că au făcut, eu știu ce, terapii, care acum constată că și-au recuperat în totalitate această stare de sănătate. Ce mai este bine de știut este că e un moment foarte propice pentru cei care doresc să renunțe la un obicei sau un obicei care nu este neapărat foarte bun stării de sănătate corpului nostru sau un viciu de care se chinuie să scape de ceva timp. Deci la acest moment de timp puteți să vă lăsați de consumul de excesiv de zahăr, dacă vreți să renunțați la alcool, tutun, acum este un moment extraordinar de bun să reușiți să faceți aceste lucruri. Există posibilitatea pentru unii dintre lei să-și dorească să schimbe mediul de lucru în care își desfășoară activitatea și dacă nu este posibil acest lucru, încercați să faceți în acea zonă, fie că este vorba de locul în care vă desfășurați o activitate importantă în locuința personală sau la biroul, locul în care simțiți că lucrurile nu mai merg atât de bine, dacă nu puteți să-l schimbați, încercați să faceți cumva o curățenie cât mai generală, de așa manieră încât să reîmprospătați energia din jurul dumneavoastră. Pe de altă parte, pentru lei este o perioadă foarte bună pentru o finalizare de proiect, o finalizare poate a unui proiect la care lucrați de ceva timp și cumva în ultima perioadă v-ați cam împotmolit. Există posibilitatea de altfel să finalizați, eu știu, o discuție în contradictoriu, o dispută pe care o ați avut-o cu un coleg, un colaborator.
de așa manieră încât să restabiliți armonia la locul de muncă. Deci e bine de știut că pentru lei tot ce înseamnă echilibru dintre minte și corp în săptămâna care urmează va deveni o prioritate, ele urmând să se deruleze foarte bine pe celelalte două săptămâni până la jumătatea lunii iulie, mai precis până la fenomenul de lună nouă și de eclipsă de soare din 13 iulie. Mai mult decât atât, e foarte posibil ca lei să se bucure, eu știu dacă au avut o cură de slăbire, să constate că lucrurile au funcționat foarte bine și să fie determinat să o continue până la finalitatea, până când ajung acolo unde de altfel își doresc foarte mult. Din 29 iunie, Mercur va păși pentru o perioadă lungă de timp în propriul lor semn și atunci va face să aibă din ce în ce mai multă dorință de a se înțelege pe ei înșiși, de a vorbi despre ei, de a înțelege lucrurile care se întâmplă în viața lor, în detrimentul partenerilor și colaboratorilor, partenerilor pe viață personală sau partenerilor de afaceri, cu care de altfel vor putea intra destul de mult în conflict dacă lucrurile nu merg neapărat foarte bine acolo. Este de menționat pentru lei și ziua de 30 iunie ca o zi care îi poate face să se simtă excelent și cei mai favorizați de această zi și de sclipire la nivel de informație, de găsirea ingenioasă a unei soluții la o problemă care îi frământă de ceva timp, mai ales pe partea de serviciu, sunt cei a căror dată de naștere este 24 iulie. Mergem mai departe și vorbim despre fecioare. Fecioara va avea acest fenomen de lună plină din 28 iunie în casa 5-a. Iată că la acest moment de timp fecioara va trebui să își evalueze foarte serios tot ce ține de relațiile de iubire, de modul cum se relaxează, se distrează, creativitatea care este la niște cote nu foarte mari la acest moment de timp. Este pur și simplu un moment în care trebuie să se gândească foarte serios cât de mult se bucură de viață cu adevărat. Evident, pentru că este vorba de lună plină, este vorba de o foarte mare încărcătură emoțională, inclusiv de capacitatea de a ieși dintr-o relație de iubire care poate nu funcționează foarte bine sau poate care a fost o relație de iubire în care au existat anumite dependențe. Acum este momentul să finalizați aceste tipuri de relații, să ieșiți din ele, să vă detașați de tot ce înseamnă iubiți, iubițe care nu fac nimic altceva decât vă vampirizează de energie sau sub o formă sau alta nu vă aduc echilibru necesar derulării normale a unei vieți. Pe de altă parte, dacă aceste lucruri se întâmplă acum, evident că lucrurile nu mergeau bine în acea relație de suficient de mult timp. Ce este bine de știut este că, pe de altă parte, fecioarele care sunt într-o relație de cuplu la acest moment de timp, fie își pot vedea un vis împlinit legat de apariția unui copil sau pur și simplu tot ce ține de această relație cu copiii poate să apară ca un fel de recompensă extraordinară și lucrurile acolo să fie, cum să zic eu, cu o bucurie extraordinară de viață. Exact la polul opus se pot întâmpla să apară niște preocupări foarte dificile și cumva legat de copii să apară niște lucruri care țin tot așa de zona aceasta de dependențe și să le dea suficient de multă bătaie de cap de așa manieră încât să se gândească foarte serios cum anume intervin în aceste situații deloc ușoare. Inclusiv pentru fecioarele singure sunt într-o dorință foarte mare de a-și găsi pe cineva apropiat și acest lucru se poate face, îl pot face în măsura în care în primul și în primul rând se eliberează de tot ce înseamnă blocajele mentale sau lucrurile care îi împiedică să primească în viața lor iubire așa cum ar trebui să intre ea. Cum să zic eu, cu bucurie, cu stare de bine, cu o stare de energie înaltă. Deci tot ceea ce este ca stare de bine asimilată unei relații de iubire împlinitoare. Pur și simplu răsfățați-vă, conectați-vă la copilul interior și faceți ca lucrurile să fie cu bucurie în viața dumneavoastră. Ziua de 30 iunie poate să fie o zi cu informații prețioase, poate să fie cu o inspirație deosebită pentru fecioarele care au nevoie de așa ceva în munca lor, care poate să fie de creație, sau puteți pur și simplu avea un vis cu semnificație deosebită. Cei mai favorizați de acest lucru sunt cei a căror dată de naștere este 9 septembrie. Din 29 iunie până în
6 septembrie, când Mercurul va sta în Leu și va începe să fie și retrograd la sfârșitul lunii iulie, fecioarele vor avea o perioadă destul de dificilă în tot ceea ce înseamnă comunicarea. Vor fi, ca să reușească să lucrurile să meargă foarte bine în viața lor, vor trebui să învețe să fie mult mai bun ascultător decât cei care să furnizeze informații și să inițieze discuțiile cu toată lumea din jurul lor, pornind de la relațiile personale până la relațiile profesionale. Deci atenție foarte mare la partea de comunicare. Trecem mai departe și vorbim despre balanță. Balanța este cel de-al doilea semn cardinal, influența puternic de această lună plină care la ei se va produce în casa a patra. Deci pentru ei vor trebui să existe finalități pe tot ce înseamnă casă și familie. Cei mai favorizați de acest fenomen sunt cei a căror de dată de naștere se află în intervalul 29 septembrie-2 octombrie sau își cunosc ascendentul și știu că la un intervalul 3-9 grade balanță. Ce e important pentru ei? Să finalizeze un proiect legat de casă, să încheie un conflict care a existat în familie în trecut. Este foarte posibil ca pentru multe din balanțe la acest moment de timp să se simtă destul de mult copleșite, fie de sarcinile de serviciu, fie de nevoile care au rămas cumva neîmplinite acasă, încât să-și dorească destul de mult să se retragă, vor simți o mare nevoie de solitudine. E bine să nu faceți un exces din acest lucru și să găsiți o modalitate de așa manieră încât să vă deschideți către cei din jur, către cei care pentru dumneavoastră constituie familie, ajutându-vă astfel să discutați și să vă puneți în lumină toate problemele care vă frământă cu scopul de a găsi soluții. Această casa a patra este de altfel și o casă karmică și atunci pentru balanțe, următoarele două săptămâni, chiar mai mult de două săptămâni, vreo două săptămâni și jumătate, vor constitui săptămâni în care pot apărea evenimente de destin legate de destinul personal al fiecărui nativ, native din această zodie. Este foarte clar că acest moment poate să însemne o evaluare foarte serioasă a direcției de viață pe care balanțele o au la acest moment de timp și pentru perioadele de timp care urmează, chiar pentru ani de acum înainte. Mercurul, care la ei părăsește semnul racului și se mută în semnul leului în 29 iunie, semn în care va rămâne până la începutul lunii septembrie, le va aduce o dorință foarte mare de a socializa, de a participa la întâlniri cu prietenii, cu grupuri. Le va aduce chiar soluții ingenioase și neobișnuite pentru toate aceste probleme pe care le-am menționat mai devreme. Trecem mai departe și vorbim despre Scorpion. Scorpionul are o lună plină în casa a treia. Deci pentru Scorpion, toată perioada următoare va constitui o destul de mare dificultate în tot ceea ce înseamnă comunicare. Însă, dacă au frați surori și cumva vor să finalizeze o ceartă, să se reconecteze cu ei, să ridice relația la un alt nivel, acest lucru este acest moment și săptămânile care urmează vor fi deosebit de benefice pentru acest lucru. Unii dintre scorpioni vor dori la acest moment de timp să se implice în tot felul de proiecte în comunitatea în care locuiesc cu scopul de a crea acolo o stare de bine și de a aduce îmbunătățirea acestui mediu. Este bine de știut că la acest moment de timp exprimarea sentimentelor pentru cei din jur o puteți face cu destul de multă ușurință și veți găsi un ecou plăcut în persoanele în care cărora le adresați această exprimare. Drept pentru care săptămânile imediat următoare încercați să faceți acest lucru cu oameni pe care poate nu i-ați mai înștiințat de ceva timp de sentimentele pe care le aveți pentru ei. Ziua de 30 iunie poate să constituie una deosebită și extraordinar de benefică, mai ales pe ideea de job, pe o idee de serviciu, pe ideea de clarificare de ceva la un loc de muncă sau chiar apariția neașteptată a unui loc de muncă cu așteptările pe care scorpionii le-au avut de la o asemenea propunere, mai ales pentru cei a căror dată de naștere este 25 octombrie. Din 29 iunie, Mercurul la ei se va muta până în 6 septembrie în casa 10-a și atunci mintea lor va sta destul de mult și preocupările lor mentale vor fi destul de puternice legate de zona carierei, de zona drumului lor în viață și cumva vor și avea discuții destul de lămuritoare cu autoritățile de la serviciu, inclusiv cu părinții, cu tot ce înseamnă autorități
luați într-un mod sau altul. Este bine de știut că Scorpionul este semnul care este guvernat de Marte și acest Marte retrograd, care începe din 27 iunie, le va face viața mai ușoară, tocmai datorită faptului că vor fi mai puțin reactivi și mai puțin combativi față de cât sunt de obicei, dar e bine să aibă grijă la sănătate, mai ales în prima parte a acestei săptămâni. Trecem mai departe și vorbim despre săgetători. Săgetătorul are o lună plină la jumătatea acestei săptămâni în casa a doua. Deci pentru ei foarte importante sunt finanțele. Și aceste finanțe vor fi afectate sub o formă sau alta ca urmare a unor fie cheltuieli neprevăzute care îi invită să regândească aceste modalitatea în care ei își câștigă banii, pur și simplu prin promovarea și câștigarea mai mulți bani decât au avut până la acest moment de timp, astfel încât să se gândească la un alt nivel de viață decât cel care l-au avut până la acest până în prezent. Mai mult decât atât, săgetătorii pot termina ceva de plătit și ce e foarte important este că sunt într-un moment în care e bine să-și evalueze valorile lor reale. Este bine de știut că pot fi destul de dornici de atenție, nevoile lor sunt importante acum și până la partea materială este bine de știut că în această săptămână, săgetătorii pot mânca mai mult, pot consuma mai multe dulciuri ca urmare a acestor nevoi emoționale scăpate de sub control sau pot face cheltuieli impulsive tocmai datorită faptului că pe moment vor să se simtă bine, lucru care de altfel nu-i ajută în niciun caz să-și echilibreze bugetul. Este bine ca în aceste zile să vă concentrați exact pe ceea ce vă face să vă simțiți în siguranță, stabil și confortabil și cumva aceste lucruri să încercați să le faceți să crească în viața dumneavoastră. Ziua de 30 iunie poate să aducă un proiect, o informație utilă într-un proces sau în derularea unui contract pentru cei a căror dată de naștere este 9 decembrie. Pentru ei, Mercurul se va muta din 29 iunie până 6 septembrie în casa nouă și atunci tot ce înseamnă extinderea minții, capacitatea de a fi mai jucăuși, dorința de a învăța ceva, o limbă străină sau de a-și extinde orizonturile sub o formă sau alta, le va ușura viața și le va face viața mult mai plăcută decât a multor alte semne care nu vor fi la fel de norocoase ca cei din Săgetător. Trecem mai departe și vorbim despre Capricorn. Capricornul este cel de-al treilea semn cardinal, care este puternic influențat de această lună plină. Luna plină din 28 iunie, pentru ei se produce în casa întâi. Este un moment de evaluare de sine. Este un moment de evaluare de viață, de priorități, de modul cum ei se raportează la valorile lor, cât de bine se simt în viața lor și evident că acest lucru implică și parteneriatele în care se derulează în viața de zi cu zi, dar pornind cumva de la nevoile personale. Este un moment de curățenie generală în viața lor. Atenție foarte mare să nu vă simțiți copleșiți, să nu vă simțiți prizonieri în propria dumneavoastră viață datorită faptului că ați tolerat tot felul de situații în care la acest moment de timp nu numai că nu vă regăsiți, dar vă simțiți cumva și copleșiți de ele. Aveți mare nevoie de atenție și aveți grijă cum o cereți celor din jur pentru că s-ar putea să fiți destul de agresiv în a manifesta această nevoie și nu veți sfârși în niciun caz în a crea situații plăcute. Această stare de emoție extrem de mare, trebuie să găsiți o modalitate cumva să o manifestați și atunci sunt foarte benefice proiectele creative, lucru în grădină, tot ce ține de cumva exprimarea acestor emoții sau pur și simplu petrecerea unor momente foarte frumoase alături de partenerul, partenera de viață, iubitul, iubita sau pur și simplu cu copiii. Este bine să țineți cont de faptul că lunile pline invită la finalizare și atunci încercați să terminați toate lucrurile care sunt cu importanță în viața dumneavoastră. Cei mai influențați de acest aspect sunt cei a căror date de naștere se află în intervalul 26-30 decembrie sau își cunosc ascendentul și știu că la un intervalul 3-9 grade Capricorn. Pentru ei, Mercurul se va muta din 29 iunie în Leu, în
casa 8-a, drept pentru care atenție la cei care aveți în preajmă Capricorn, pentru că vor deveni foarte buni investigatori, vor deveni foarte intuitivi și cu greu vor putea fi păcăliți, mințiți, chiar în minciuni micuțe, și interesul lor pentru tot ce este foarte serios și profund va crește foarte mult. Trecem mai departe și vorbim despre vărsători. Vărsătorii au această lună plină în casa 12-a, lucru care nu este neapărat foarte bun, pentru că îi vor pune față în față cu tot felul de probleme legate de subconștient, tot felul de, vă dați seama, tot ce ținem ascuns acolo în subconștientul nostru, demonii, fricile, temerile, tot ce e băgat în debara ascuns sub pat și nu vrem să vedem. La acest moment ies cu foarte mare, cum să spun eu, viteză și cu foarte mare intensitate. Se configurează a fi o săptămână extrem de bună pentru terapie, pentru vărsători, și nu numai săptămâna aceasta, ci cât și următoarele două. Este bine să țineți cont de faptul că lunile pline sunt intense, emoționale, și drept pentru care nu vă sunt recomandate în niciun caz suprimarea emoțiilor în această perioadă, pentru că riscați ca ele să iasă cu o viteză mult mai mare și cu o intensitate care să scape din controlul dumneavoastră în zilele care urmează. E același lucru legat și de lucruri, de frământările personale, de ascunderea unor lucruri față de oamenii dragi. Toate aceste lucruri pot fi dezvăluită cu foarte mare ușurință, lucru care nu creează în niciun caz armonie în viața dumneavoastră, pentru că această casa 12-a vorbește și de secrete, și atunci fie că este vorba de secretele dumneavoastră personale, fie că este vorba de secretele celor din jurul dumneavoastră, cumva veți afla lucruri care poate nu vă fac neapărat foarte multă plăcere și nu vă aduc echilibru. Este însă o perioadă foarte bună pentru solitudine, pentru somn, pentru odihnă, dar odihnă care să fie chiar relaxantă, deci odihnă care să aducă neapărat o stare de bine la momentul în care, la care încheiați procesul acesta de a vă odihni. Pe de altă parte, aveți o foarte mare nevoie de luciditate și un lucru care este extrem de benefic pentru acest moment de timp este să vă puneți, să vă puneți în slujba altora, să faceți tot ceea ce ține de voluntariat, de a vă face extraordinar de bine să-i ajutați pe alții mai slabi decât dumneavoastră. Ziua de 30 iunie poate să aducă pentru vărsător o negociere reușită, poate să aducă o finalitatea unui contract legat de achiziția unei case sau pur și simplu încheierea unei dispute cu o persoană importantă din viața dumneavoastră, mai ales dacă data dumneavoastră de naștere este în 22 ianuarie. Mercurul pentru vărsători se va muta din 29 iunie în Leu, în casa 7-a, ceea ce îi va ajuta foarte mult să fie înclinați către reconciliere, încheierea disputelor. Deci această poziție îi va ajuta pe vărsător să fie mult mai deschiși către ceilalți. Trecem mai departe și vorbim despre pești. Luna plină la ei în casa 11. Această casa 11 vorbește în primul și în primul rând de prieteni. Este pentru pești o perioadă în care au nevoie de socializare, au nevoie să știe că au prieteni și poate că la acest moment de timp, exact printr-o situație cumva exterioară, să constate ce bogați sunt prin faptul că au un prieten care este extrem de nădejde și se pot baza pe el. Pe de altă parte, pentru pești va apărea nevoia de a aparține unui grup de interese, unui grup de oameni care să împărtășească cumva aceleași interese și plăceri ca și ei. Este bine să discutați destul de mult despre visele, țelurile dumneavoastră, pentru că în felul acesta vă va ajuta să le conștientizați mult mai bine. Deci, cel puțin în prima parte a săptămânii, peștii vor fi destul de dornici de distracție și destul de dornici de a fi în compania unor oameni care poate la acest moment de timp să le devină prieteni cu o viteză mult mai mare decât ar fi de obicei. Ziua de 30 iunie poate să fie o zi extraordinară cu o veste nemaipomenită legată de sănătate sau poate chiar găsirea unui job, mai ales pentru cei a căror dată de naștere este 7 martie. Pentru ei, Mercurul din 29 iunie se mută în Leu în casa 6-a și va face foarte interesați de tot ceea ce înseamnă starea lor de bine și aș face treaba cât mai bine la jobul pe care l-au sau tocmai datorită faptului că sunt destul de preocupați de îmbunătățirea condițiilor pe care ei le oferă angajatorului să încerce să-și găsească ceva mai bun.
Trecem mai departe și vorbim despre Berbec. Berbecul este ultimul semn cardinal luat în discuție în această seară, a care luna plină în casa 10 la ei îi face să fie extrem de vizibil, îi face să aibă cumva un eveniment care să aducă o culminare în tot ceea ce înseamnă carieră, drumul lor în viață. Este bine să se promoveze într-un mod corespunzător, tocmai datorită faptului că sunt într-un grad de vizibilitate cu mult peste, cu mult peste medie, iar pentru că lunile pline vorbesc și de finalitate, există unii dintre berbeci care se vor gândi serios la o nouă direcție după această săptămână, pentru că acolo unde lucrează, cariera pe care o au la acest moment de timp nu îi mai satisface, nu le mai aduce în nicio fel de provocare care să... asta cum îi spune, să le satisfacă nevoile și cerințele pe care ei le au de la viața de zi cu zi. Pentru ei este bine de știut că, fiind guvernați de Marte, acest Marte retrograd îi va face să fie mai puțin impulsivi, îi va face să gândească lucrurile mai încet, dar nu înseamnă neapărat că dacă nu conștientizează acest lucru, îi va face neapărat să se simtă și mai bine. Este bine la acest moment de timp să demareze un proces care să însemne evaluarea angajamentului pe care dumneavoastră le aveți față de obiectivele pe termen lung, să înțelegeți că autoritățile, șefii, părinții nu sunt neapărat niște persoane pe care vă puteți baza în această perioadă și, ba din contră, pot constitui o sursă de frustrare. Și este bine de știut că puteți să faceți eforturi de a vă elibera de tot ceea ce înseamnă situații de dependență care vă împiedică să străluciți, să aveți statutul pe care cumva îl simțiți că îl meritați. Cei mai influențați de această lună plină sunt cei a căror dată de naștere este în intervalul 25-29 martie sau își cunosc ascendentul și știu că l-au între 3 și 9 grade berbec. Mercurul pentru ei din 29 iunie se va muta în casa 5-a, ceea ce le va ajuta, îi va ajuta pe berbeci să fie mai jucăuși, mai creativi, mai dornici de a nu mai lua situațiile chiar atât de în serios sau cumva nevoia de destindere va fi mult mai pregnantă în viețile lor. Și ajungem la Taur. Taurul care are luna plină în casa 9-a, pentru ei tot ce ține de spiritualitate, de nevoia de extindere a perspectivelor de viață, de un alt statut, va fi extrem de importantă. Este foarte posibil ca unii dintre Tauri să ajungă să dorească să se stabilească într-o altă țară, ca urmare a unui statut social mai bun pe care cumva îl pot obține acolo. Este bine că se înțeleagă că la acest moment de timp au nevoie de finalizarea unor studii sau chiar a unor proiecte scrise care să-i ajute să evolueze și se va și pune problema ca aceste lucruri să fie gata într-un termen cât mai scurt. Nu sunt neapărat favorizați taurii care au probleme legale, pentru că tot ce ține de justiție este foarte posibil să se complice la acest moment de timp. Nevoia lor de aventură crește și atunci, chiar dacă se tem cumva să încerce și nu fac cu foarte mare ușurință aceste încercări de ceva nou, ceva de la spate îi va împinge și vor reuși să găsească modalități noi prin care să-și satisfacă această nevoie de extindere a vieții personale și a statutului actual. Pentru ei, Mercurul se va muta din 29 iunie până în 6 septembrie, va rămâne în casa 4-a, ceea ce nu îi va face neapărat foarte logici, îi va face ca cumva ca mintea lor să fie destul de încețoșată de emoții, însă le va favoriza extraordinar de mult comunicarea cu cei de acasă sau cu cei din familie. Ajungem la ultimii, dar nu la cei din urmă, la gemeni, care vor avea această lună plină în casa 8-a. Deci, pentru ei, o nevoie de transformare interioară va fi mai mult decât urgentă și există posibilitatea să existe destul de multe evenimente nu tocmai plăcute pe care gemenii să le trăiască în următoarele săptămâni, tocmai cu scopul de a vedea și de a valida exact în ce măsură au limitări, frustrări, temeri față de anumite domenii de viață care poate nu sunt neapărat foarte accesibile și nu le accesăm pe baze zilnice. Cu siguranță vor experimenta nevoia de intimitate și de siguranță în viața privată într-un mod mult mai pregnant și mai puternic decât, decât până la acest moment de timp. Tot în discuție poate interveni și problema unor împrumuturi, pentru că
este nevoie de evoluție și pentru acest lucru există nevoia și de bani. Pentru cei care vor să acceseze un împrumut, acesta este un moment foarte bun pentru că îl pot face în condiții foarte bune. Pe de altă parte, este un foarte bun moment pentru plata datoriilor și cumva tot ce ține de banii altora. Deci dacă am împrumutat, dacă am avut datorii, cumva aceste lucruri ne țin mintea gemenilor destul de ocupată și simt nevoia să găsească soluții ca aceste lucruri să se închidă. Ziua de 30 iunie poate să constituie o zi foarte cu informații foarte utile, cu o cunoștință care să apară neașteptat pentru rezolvarea unor probleme pe care le au în materie de exact așa cum am spus, în materia aceasta de finanțe sau cumva de modalitatea de a accesa aceste sume de bani de care ei la acest moment de timp au nevoie sau poate pur și simplu un document care le lipsea la acest moment de timp poate să apară și cei mai favorizați de a extrage maximum din această zi sunt cei a căror dată de naștere este 7 iunie. E bine de știut că gemenii în săptămânile imediat următoare nu sunt neapărat într-o fază a jucăușă a vieților, ci sunt excesiv de serioși. Da? Acestea fiind spuse, pentru toată această perioadă de 25 iunie, 2 iulie, care v-am spus că este o săptămână deloc ușoară și cu foarte multe provocări, eu vă urez să trăiesc frumos, să înțelegeți că până la urmă de dumneavoastră depinde opțiunea aceasta de a trăi în echilibru și pace, să aveți zile minunate, să puteți să depășiți cu ușurință și să ne revedem cu bine în seara zilei de 2 iulie, când analizăm luna iulie a acestui an și când sper să ne revedem sănătoși, voioși și plini de optimism pentru restul acestei veri. Seară frumoasă și zile minunate tuturor! Mulțumesc pentru atenție!